De ce v-a plăcut atât de mult Ciprian Purnu? Era partitura lui bună sau faptul că el spunea că trebuie să spună telespectatorilor ca să arăt că mă pricep, lăsați-mă să cânt, era vorba în Imperiul Habsburgic, da. Nu-l lăsau să cânte. Nu, da, era, este practic opereta prezintă un episod din viața lui Ciprian, da, Porumbescu. Gherase, în genialitatea lui, a luat muzica lui Ciprian Porumbescu din Crainou, prima operetă românească scrisă, este scrisă, da, de către Ciprian Porumbescu. Și toată muzica aceasta minunată din Crainou, Gherase a luat-o extraordinar și a pus-o în această operetă. Dendrino, compozitor. Da, Dendrino, compozitorul. Gherase Dendrino. A reușit să facă o bijuterie de operetă și să creeze o poveste foarte frumoasă a lui Ciprian. Într-adevăr, nu era lăsat să cânte. Și pe lângă faptul că nu era lăsat să cânte, toți artiștii teatrului, este o poveste reală, toți artiștii teatrului care erau implicați în prima lui operetă românească în Crainou, le-a fost interzis să cânte, pentru că nu a vrut el să traducă opereta în limba germană și a vrut să o cânte în limba română. Deci era, povestește un episod din Crainou, din punerea lui Crainou, exact, de a de posibilitate, exact, de a de posibilitate, da, să reia, să ia muzica. Exact. Și asta era povestea. Asta era povestea, că nu era lăsat să cânte, nu a fost așa. Și cum a reușit el, cumva după rețeta lui Ciprian m-am ghidat și eu când am făcut chestia asta, pentru că el nu a reușit cu artiștii teatrului să dea această operetă. El a trebuit să învețe alți oameni care erau talentați, dar erau amatori și își doreau foarte mult să cânte, și a reușit să dea opereta asta cu oameni amatori care au venit și asta cu este și în cântăreți. Opereta lui Dendrino. Dar asta este un lucru extraordinar, pentru că amatorii sunt, amator, cuvântul ăsta vine de la a iubi, ama. Deci acești oameni sunt oameni care iubesc să facă lucrul ăsta și este un lucru foarte important. Pentru că mercenari sunt peste tot. Dar să iubești să faci un lucru, iertați-mă, contează. În acest, acum, da, nu o cunosc. Da. În această operetă, da, se arată și cum caută el pe amatori? Se prezintă, trebuie să, da, fie un șpil. Se prezintă, exact. Că e interesant, exact, că arată pe el cum lucrează cu acești oameni. Deci era bună, da. Și în felul ăsta și o bogăție artistică, pentru că era ideea cum vine amator, cu una era nu știu ce funcționare. Și este foarte, el este umilit, are o scenă unde este umilit, efectiv, de oameni din acest imperiu habsburgic, sau, mă rog, reprezentanții lor. Și pentru că el nu a vrut, ce a vrut să fie românesc și a vrut să fie cu suflul ăsta al nostru românesc, și pe care îl putem regăsi și în baladă. Da. Practic, când a spus balada, este sufletul nostru autentic românesc, acolo zace tot. Pentru chestia asta, el a fost jignit și îi spune lăutarule. Da. El, da, care, un om care a studiat la Viena. Da, da, da. Deci, da, un om care a studiat la Viena muzica cu frații Strauss, îi se spune în România, da, lăutarule. Și de acolo apare și această celebră aria lui, Sărmane lăutar pribeag, pe care eu o interpretez cu mare drag. Și care este cumva punctul culminant. Dar e și o arie, lăsați-mă să cânt, care sunt versurile? Este și o arie, lăsați-mă să cânt? Sau numai asta, Sărmane lăutar pribeag? Sărmane lăutar pribeag. Am citit cronicile din 54 și acolo multe cronici vorbeau de cât de important e rolul Suzanicăi, care a fost rolul soției. De ce? De ce era? Este foarte important, pentru că Suzanica este ca un soare. Și este... ce era Suzanica? Suzanica era... e fata cofetăresei, nu știu cum să spun, că e foarte urât să spui o țărancă, dar... Dar de ce ai introdus-o ca personaj de Dendrino? Pentru că aveau nevoie... Da, interesant. Da, personajele principale, Ciprian Porumbescu și iubita lui Berta Gorgon... Deci nu e iubita lui Ciprian. Nu. Ei făceau parte din... Să zic, ei lumea sunt, înaltă. Da, ei sunt lumea înaltă. Ei reprezintă cultura, ei reprezintă... Iar Suzanica și Nastazii, el, pretendentul care tot o urmărește și tot așa. Era poporul. Exact. A fost în 54. Ei sunt oamenii simpli. A fost scris în 54. Și ei sunt oameni, ei vin cu muzica populară, ei dansează, este un personaj plin de viață. Dacă ești foarte atent în text și în poveste, ea este îndrăgostită de Ciprian Porumbescu. Am înțeles, ca de orice. Ea își dorește și ar dori să facă parte și ea din lumea și îl iubește pe Ciprian.
Dar așa, era eroic doar interesant, pentru Berta. Interesant, da. Cum e creația. A introdus cele două personaje și ca să poată să introducă cântece populare, nu-i așa? Că altfel, exact, Ciprian Porumbescu, da, și cu Berta, da, nu cânta. Da, da, da. Berta, da, ce era, austriacă? Am înțeles. Avea, da, rădăcini, da. Bun, hai să trecem mai departe. Acum am aflat că erau... Dar spuneți-mi, ea... Ați făcut proiect. Ea de ce nu, da, se joacă la operetă? Oh, ce întrebare! Grea întrebare! Grea întrebare. De ce? Dar este o întrebare bună. Da, mai ales acum, că e cu imperii. Nu știu, o să pun și o întrebare asta. De ce? Că e cu imperii, am înțeles, că nu era ideea, joacă, da, de, na, de... Nu știu de ce, da, nu se joacă, dar... Dar mi-aș dori foarte mult să se joace. Ați câștigat marele premiu Pavarotti, toată lumea scrie despre asta, da, în Italia 2017, apoi marele premiu Brâncoveanu București pentru rezultate exibite în domeniul muzicii. Apropo de discuția care am avut-o mai înainte, da, nu am văzut interviu... Aveți o revistă muzicală în România? Există? Adică dumneavoastră aveți două prese la îndemână, așa că știu, că am fost director și eu la revista Teatru. Una, da, în care sunteți cultivat, am văzut presa mare sau și presa mondenă, cel puțin căsătoria noastră, numai despre ea am citit, mai mult decât despre... Mai mult despre, mai mult, of, decât, Doamne! Am, nu, da. Eu am făcut o observație, da, la adresa presei. Da. Și apoi vine presa de specialitate cu cronicari. Există în România, nu știu, e o revistă, muzica, ce e? Nu, sunt anumite categorii, sunt anumiți oameni care mai scriu la Adevărul sau online anumite recenzii sau... Da. Când eram director la revista Teatru, actorii îmi spuneau la premieră că se uită să vadă dacă e Valentin Silvestru în sală. Atunci am înțeles eu ce înseamnă cronicarul de autoritate. Erau actrițe care, adică și toți așteptau... Cronica există în domeniul nostru? Da, sunt. Sunt oameni străini care se sau ocupă. Români? Români. Există și străini, dar nu... Deci dumneavoastră, în lumea noastră, țineți cont de acești cronicari care dau însă în Adevărul. Cine? Oltea Pârâu, da? Da, doamna mai, este, da, una din ei. Costin Popa. Care mai scrie. Dar așa o revistă de specialitate nu mai aveți. Nu, bine, nici păcate. Teatru, acum e teatru așa, e tot online, da, din punctul ăsta, da, de vedere. În ce măsură este prezentă opera, opereta, muzica la televiziuni, în marea presă? Din păcate nu prea este. E mai mult, în Occident e mai mult? Nu știu să spun exact. Sunt sigur că există în Occident mai multe emisiuni unde e promovată muzica aceasta decât la noi. Dar culmea e că am văzut că atunci când apare cât un moment de genul ăsta, este un moment de succes. Sau oamenii au văzut și altceva și apreciază în mod pozitiv un moment de genul ăsta.